The Amazing Channel. Invitație la teatru radiofonic. Sultan pentru o zi. Scenariu de Costin David după un basm din O mie și una de nopți. Adaptarea radiofonică și regia artistică Mihai Lungean. Mai de mult, în orașul Petra, domnea în palatul său măreț sultanul Abrașild. Își stăpânea supușii comune de fier. Era neînchipui de bogat, deoarece punea biruri mari, iar cine nu se supunea era aspru pedepsit. Sultanul credea despre sine că era înzestrat ca nimeni altul cu simțul umorului. Mereu spunea: râsul este leacul pentru orice necaz. Și se folosea de orice prilej pentru a-și râde de toți și de toate, fără să bage de seamă însă că toate glumele pe care le făcea îi provocau plăcere numai lui. V-am spus de atâtea ori, sunteți toți niște proști, pentru că nu aveți umor. Stăpâne, noi ne veselim la orice glumă face domnia ta. Dar noi ne străduim fără încetare, prea lumina. Nu-i de ajuns. Uite, chiar acum am în minte o glumă. Cea mai bună glumă la care m-am gândit vreodată. Suntem gata să o ascultăm. Așa, păi nu acum, nu, dar mâine, dis de dimineață, să fiți pregătiți cu haine potrivite, deoarece vom coborâ pe ulița bazarului din oraș și abia atunci vă voi spune. Dis de dimineață. Și o să ne mai distrăm. Prea înțeleptule stăpân, eu nu cred că ar fi potrivită o astfel de plimbare prin mijlocul mulțimii. Prin piață umblă tot felul de oameni. Slujbașii mei mi-au spus că pe ulițe bântuie tot felul de hoți, tâlhari. Fricoșilor, să faceți cum v-am spus. Voi nu știți ce plăcere e să te amesteci neștiut prin mulțime și să vorbești cu oameni care habar nu au cine le stă în față și pe care i-ai putea strivi ca pe niște muște, doar cu un cuvânt. Hai, să mergem să vedem. Poftiți, oameni buni, la fructe proaspete. Avem mere, avem piersici, avem lămâi aduse tocmai din Egipt. Poftiți la fructe proaspete. Dar poftiți, oameni buni, la fructe proaspete. Avem mere din Siria, avem piersici din Oman, lămâi dulci din Egipt. Avem de toate, la toate prețurile. Nu să trecem mai departe. Trecem. Poftiți la fructe proaspete, oameni buni, veniți. Haideți, vă rog, intrați în prăvălia lui Selim și veți găsi numai marfă de primă calitate, migdale, măsline, icre proaspete și tescuite, boabe de mir și câte și mai câte, toate la prețuri de nimic, de nimic. Poftiți, vă rog, în prăvălia lui Selim. Să trecem mai departe. Bragă rece, ia apă de flori. Ce vă dau? O bragă rece, vreți o bragă rece? Un sirop dulce. Nu, să trecem mai departe. Să trecem, luminăția ta. Aveți grijă cum vorbiți, să nu vă audă cineva. Cine să ne audă în hărmălaia asta? Cine? Hai la legume proaspete, chiar acum culese din grădină. Fasolică tânără, țelină pentru musacale, vinete dolofane pentru imam baialdă. Poftiți la trufandale, oameni buni. Bine, femeie, bine, o să trimitem bucătăreasa. Am castraveți de nil, am flori de roz. Hai să mergem mai departe. Poftiți să vă alegeți covoare de rugăciune din cele mai alese, de Buhara, de Samarcand, covoare persiene din lână cea mai fină. Să trecem mai departe.
fiți drept credincioșilor, nu mă ocoliți. Nu, să trecem, să trecem. Să trecem, luminația ta, să trecem. Ia, uite, moșul ăla, ce-o fi având de vânzare de se înghesuie atâta lume la cortul lui? A? Să ne apropiem, stăpâne, ne apropiem și om afla. Ei, și nemaivoind Goha să împrumute vecinului său măgarul, îi zise: nu-l mai am, l-am vândut. Cum l-ai vândut? Eu îl aud nechezând în iesle. Ia ascultă, vecine, tu pe cine crezi? Pe mine sau pe măgarul meu? Ia spune, bătrâne, tu ce vinzi aici? Povești basme, ghicitor, snoave, dai un bănuț și asculți ce vrei. Mai scurte sau mai lungi, de vitejie, de groază, de dragoste, cu ifrit și ifrite sau versuri scrise de poezi din toată lumea. Și de unde știi tu atâtea basme? De peste tot, de pe unde am colindat, din India și China, din Persia și Siria, din Palestina și Egipt și din multe orașe apusene. Bineînțeles și din țara noastră. Jafar, dă-i tu un bănuț să auzim ce știe, hai. Ia un irmilic, bătrâne. Dar să fii scurt, că mai avem și alte treburi. O să vă spun ce v-a adus de mine de la chinezi. Se spune că erau doi frați care trăiau în liniște și armonie. Când unul dintre ei se îmbolnăvi, celălalt îl îngriji cu multă dragoste și atenție. Dar cel bolnav se încuie în odaia lui și nu mai primi pe nimeni lângă el. După mai multe zile, fratele care era afară auzi zgomote ciudate și mârâituri în casă și se repezi să vadă ce se întâmplă înăuntru. Fratele lui se prefăcuse într-un tigru și cu o lovitură de labă îl ucise pe loc. Se vede că fiarele n-au suflet de oameni, după cum nici oamenii nu ar trebui să aibă suflete de fiară. Auzi, bătrâne, poveștile astea de tare n-au nici urmă de umor. N-ai niciun has. Pentru banul primit nu te-ai obosit prea mult. Bine. Am să vă spun o poveste care poate o să vă mai descrățească frunțile. Că tare încruntați-vă. Bine, hai să auzim. Se zice că odată un emir mergea cu vizirul său prin târg, dar vizirul era cam încet la minte. În fața unei case au întâlnit o fată care lucra la gherghef și emirul a întrebat-o: unde ți-e tatăl, fata mea? S-a dus să facă din puțin mult. Dar maică ta? S-a dus să facă dintr-unul doi. Văd că aveți o casă frumoasă, doar coșul e cam aplecat pe o rână. Așa o fi. În schimb, fumul iese drept. Frumos. Dar ce e vizirule? De ce ai rămas așa cu ochii holbați? Pentru că nu înțeleg nimic. Despre ce vorbiți? E chiar așa de greu de priceput? Ia ascultă, fata isteață, dacă eu îți trimit o gâscă, tu știi să o jumulești? Până la ultimul fulg? Foarte bine. Apoi, pe drumul de întoarcere către palat, stăpânul își puse vizirul la încercare. Dacă izbutești să dezlegi ce-am vorbit cu fata, va fi bine. De nu, îți vei pierde capul. Mărite, stăpâne, fii îndurător. Lasă-mi puțin timp să găsesc răspunsul. Bine, ai 3 zile. Și vizirul se puse pe gândit, dar nu reușea să deslușească nimic din ce auzise că vorbiseră cei doi. Iar timpul trecea. Atunci luă o pungă plină cu galbeni și se duse să o caute pe fată. Uite ce-i, fato, trebuie să mă ajuți.
altfel îmi voi pierde capul. Cu dragă inimă, dar la fiecare răspuns îmi vei da 100 de galbeni. O, 100 de galbeni? Bine, fie după voia ta, dar lămurește-mă mai repede. Taica este plugar și s-a dus să însămânțeze ogorul pentru a face din puțin mult. Pentru că din fiecare bob pus în pământ, va culege 20. Aha, mai am înțeles, acum am înțeles. Și mama? Maica mea e moașă și s-a dus la o femeie care trebuia să nască pentru a face din trunul 2. Aha, am înțeles și asta. Dar casa, ce-i cu casa? Păi, văzându-mă pe mine că sunt puțin sașie, însoțitorul tău mi-a zis că hornul casei e cam lăsat pe o rână. Iar eu i-am răspuns că deși coșul e strâmb, fumul iese drept, adică privirea îmi este limpede. Hei, mă, ce simplu a fost. Dar mai rămâne să mă lămurești ce a vrut el să spună când te-a întrebat. Dar dacă îți trimit o gâscă, știi să o jumulești? Păi după cum vezi, tocmai asta am și făcut. Ai rămas cu punga goală. Câte dreptate ai. Ce vedeți așa? Noi nu vedeți așa, sunt povești pentru țărani. Da, păi pentru... Și n-am înțeles, auzi, n-am înțeles de ce ai mestecat Emilii și Vizilii cu oamenii de rând. N-au un pic de umor povestea de tare, n-au nimic. Iar tu n-ai niciun haz, să știi. Poate că n-au umor, dar fiecare poveste are tâlcul ei. Și oamenilor care le ascultă, asta le este de mare frumos. Da, da, bine, mă, hai să trecem, hai, să mergem. Nu mi-am găsit încă omul potrivit. Stăpâne, spune-ne și nouă, cauți un om anume? Da, caut un om anume, așa. Îl cunoști, știi cum arată? Să ne uităm și noi. Nu, că nu-l cunosc. Nu știu cum arată, dar știu cum trebuie să fie. Și cum trebuie să fie? Trebuie să fie săracul săracilor, înfometatul înfometaților, omul care nu mai are nimic pe lumea asta. Mă rog, ultimul om din orașul meu. Păi, la ce v-ar folosi un astfel de om? Vreau să-l fac sultan. Ha? În locul meu. Ce ziceți? Nu e asta cea mai bună glumă? Chiar sultan? Da. Adică în locul vostru, stăpâne? Da, sultan pentru o zi. Vreau să văd ce va face și cum o să se poarte față de o asemenea strașnică schimbare. Iar voi și toți ceilalți oameni din palat să vă purtați cu el întocmai ca și când ar fi sultan. Clar? Să nu cumva să-mi stricați gluma, că va fi mai și amar de voi. Să vedeți voi ce bine o să ne distrăm. Asta chiar e cea mai bună glumă. Cea mai bună! Cea mai bună! Și cei trei merseră mai departe prin iarmarocul gălăgios, necunoscuți de nimeni, dar cu ochii după cineva care să răspundă dorinții sultanului, cel hotărât să-și râde de toți și de toate, chiar dacă nimeni nu se prea bucura de glumele sale. Poftiți, oameni buni, la fructe proaspete, avem mere, avem piese, avem... Iată acolo, în umbra gardului de piatră, e un om care doarme. Doarme pe un maltăr de gunoaie, doar cu o desagă goală sub cap. Păi, dacă poate dormi în hărmălaia asta, înseamnă că nu-i mai pasă de nimic. Un om căruia nu-i mai pasă de nimic? A? Înseamnă că nu mai are nimic de care să-i pese. Hai de plec. Hai, mergem să-l trezim. Hai să-l trezim. Și vom vedea dacă e omul care-ți trebuie. Hei, omule, trezește-te, hai. Trezește-te. Da. Auzi, de ce nu dormi la casa ta?
pentru că nu mai am unde. Cum adică? Cum adică? Păi zbirii sultanului meu la casă. Pentru că nu am împlinit birul. Cum te cheamă, omule? Cum te cheamă? Cum mă cheamă? Eu sunt Amin, fiul lui Musa. Voi cine sunteți? Noi suntem niște călători străini. Da, da, și-am dori să ne stabilim pe aici. Nu v-aș sfătui. Viața e foarte grea pe aici. Și slujbașii sultanului sunt neîndurători. Eu n-am plătit că n-am avut de unde. Și acum sunt un om nenorocit. Ce vorbești numai pentru atâta? N-ai simțul umorului, prietene. Ar trebui să fii vesel. Cum așa să fiu vesel? Vesel, vesel, în tot rău trebuie să vezi și binele. Asta înseamnă să ai umor. Și unde vezi tu binele? Păi nu mai ai casă, dar ai rămas în viață. Dacă stăiau capul, a? Viață? Vai de așa viață, mai bine m-ar fi omorât. Asta e prostie ce spui, vorbești prostie acum. Chiar că nu ai umor, gata, nu mai e. Deloc, deloc. Eu am auzit că sultanul e un om vesel, da? Și știe de glumă. Ia hai mai bine să bem un pahar în sănătatea lui. Da, să facem bine și a noastră, bineînțeles. Și a noastră. Și să mai uităm de necazuri. Ia uita ce avem noi aici. Avem o sticluță. Cu băutura aleasă. Uite. Mulțumesc străinilor. Să vă dea Allah fericire că de mult n-am mai băut. În sănătatea voastră. Și a sultanului, nu? Că doar te-a lăsat în viață, nu? Fie și intra lui. Da. Hai. Ia mai bea tu, hai. Bea, dar bea așa pe săturate, nu? Așa. Va adormi de îndată pentru că i-am pus în vin un adormitor. Gata, a adormit? Deja doarme ca un prunc. O să tai lemne pe el. Că vedeți, băi, ce ne vom distra când se va trezi dintr-o dată sultan. Sultan! Ia, luați-l, duceți-l la palat, dar spălați-l, îmbrăcați-l în haine scumpe și culcați-l în patul meu. Fiți cu cea mai mare grijă să vă purtați cu el ca și când aș fi eu. Da? Nu cumva să faceți altfel. Nu e așa că e cea mai bună glumă de când am făcut eu până acum? Cum zici tu, stăpân? Așa vom face înălțimea ta. Foarte bună! A doua zi, când se trezi în patul sultanului, lui Amin nu-i veni să creadă ce vedea în jurul său. O mulțime de slujitori și de slujitoare se întreceau să intre în voie, îmbiindu-l cu tot felul de dulcețuri și șerbeturi. Lângă pat, umil, stăteau marele vizir și spătarul palatului, păzindu-i deșteptarea. Ei, ce se întâmplă? Unde mă aflu? Cine sunteți voi? Bună dimineața, stăpân. Stăpâne? Bine te-ai trezit. Cum? Soarele e sus de acum. Sperăm că ai avut un somn odihnitor și plin de vise. Stai. Ce spuneți? Cu cine vorbiți? Drept cine mă luați? Drept cine ești? Cum? Sultanul nostru, Abrashid, cel mai luminat din lume. Abrashid? Stai! Ce sultan? Care sultan? Eu sunt Amin, fiul lui Musa, din câte știu. Nu, stăpâne, tu ești sultanul Abrashid. Stăpânitorul nostru, din câte știm. Fugiți de aici! Eu sunt Amin! Ba nu, înălțimea ta! Ești sultanul Abrashid! Poate că ai avut un coșmar care te-a tulburat azi noapte. Să vină doctorul cu leacuri potrivite! Nu, să nu vină! Stai! N-am nevoie de niciun doctor!
Numai că nu înțeleg ce se petrece. E, poate că ești încă amețit de somn, stăpâne, după ce te vei trezi. Nu, dar sunt treaz. Sunt treaz de-a binelea. Atunci nu poți să negi că ești sultanul Abrașin. Stai puțin. Voi v-ați uitat bine la mine? Bineînțeles. Tu ești stăpânul nostru legiuit. Eu? Da. Sigur? Absolut sigur. Păi da. Da, cam bine. Dacă ziceți voi, sunt sultanul. Sunt sultanul. Și dacă sunt sultanul, ce vreți de la mine? Trebuie să te scol din pat și să mergem în sala de judecată, unde te așteaptă dregătorii tăi, care cu socoteli, care cu jalbe, care cu pricini de judecată, care cu întrebări ce așteaptă răspunsuri luminate. De la înălțimea ta. Ei, dacă e așa, atunci să mergem. Mergem. Să ne împlinim datoria de sultan. Să mergem. Prostul ăsta chiar se crede sultan. Bietul Amin însă, dacă se văzu sultan, își luă rolul în serios. Merse în sala cea mare a palatului să asculte plângerile, să judece pricinile, să dea lămuririle necesare. Mai întâi însă, cercetă în amănunt toate hârtiile care zăceau pe masa cancelariei în așteptarea hotărârilor sultanului. Iată că a sosit cadiul zadic cu o pricină pe care nu o poate judeca singur și a venit la mila ta să-l luminezi, stăpâne. Prealuminatule și preanțeleptule stăpân, lumina ochilor și bucuria prea umililor tăi supuși, eu, cadiul zadic, mă rog la judecata ta să-mi deslușească adevărul într-o pricină pe care eu n-o pot dovedi singur. Nu știu pe cine trebuie să spânzu. Cum? Ce zici? Zadic e un prost, dar pentru că e cadiu, nimeni n-a băgat încă de seamă. Bine, taci. Te ascult, cadiule. Care e nelămurirea ta? Nu de mult, straja de noapte a adus în fața mea spre judecată un om numit Cribin, bărbierul. Așa. Învinuit de a-l fi omorât pe măscăriciul cel cocoșat, care înveselea cu poznele și znoavele lui pe toți locuitorii orașului. Bărbierule, recunoști că l-ai omorât pe acest om? Recunosc, dar n-am vrut să-l omor. Cum n-ai vrut să-l omori? Doar e mort de-a binelea. Eu mă întorceam de la prăvălie și mă duceam spre casă, după ce am trecut prin piață. Acolo m-am sumețit la ceva băutură cu niște prieteni, ca orice om care și-a terminat treaba de peste zi. Recunosc că eram ca în Chercheli, dar și întunericul de pe uliță era ca zmoala. Așa că mergeam mai mult pe pipăite, sprijinind zidurile. Când am dat colțul, acest om s-a prăvălit peste mine. L-am împins cât am putut de tare și el s-a izbit de zidul casei prăbușindu-se. Atunci eu am strigat după ajutor și a venit straja. Uite, zici și tu, nu-i adevărat? Eu? Le-am spus că am fost atacat și să-l pună în lanțuri. Dar ei mi-au spus că omul era mort și m-au legat pe mine. Străjerule, oare acest om spune adevărul? Eu nu știu care-i adevărul, dar l-am găsit acolo pe cocoșat mort și lângă el pe bărbier viu. Așa că el l-a omorât, n-avea cine altul. Prin urmare, e dovedit că tu l-ai omorât. Dar de ce l-ai omorât? Eu n-am vrut să-l omor, doar l-am împins. Am crezut că vrea să mă tâlhărească. Cine? Măscăriciul? Care era cunoscut și iubit de toată lumea? Eu n-am știut cine e până când a venit straja cu făclia. Iar dacă l-am omorât cumva, a fost dintr-o greșeală. Greșeală, negreșeală, faptul e fapt. Tu l-ai omorât și ai recunoscut. Pentru aceasta te condamn la spânzurătoare. Stați! Nu-l spânzura cadiule, că nu el e vinovatul. Eu l-am omorât.
nu-i adevărat. Eu, Erza Tămăduitorul, l-am omorât. Cadiule, ăștia doi sunt niște mincinoși. Eu, croitorul Fasil, l-am omorât. Și nu pot lăsa niște oameni nevinovați să-i spășească în locul meu. Acesta e adevărul. Așa că, mult prea înțeleptule sultan, în loc de un omorător, m-am trezit cu patru. Bărbierul Cribin, neguțătorul chinez Healing, Ezra, iudeul tămăduitor, și Fasil, croitorul orașului. Și eu nu știu pe care trebuie să-l spânzur. Da. Aceasta e nedumerirea mea. Toți patru au recunoscut omorul. Da. Încurcată poveste. Păi, să-i ascultăm pe fiecare și vom vedea care e adevărul. Deoarece adevărul iese întotdeauna la iveală ca un de lemnul la suprafața apei. Bun, ia spune tu, neguțătorule Healing, cum l-ai omorât pe măscărici? Prea strălucitule stăpân și atotputernice sultan, eu din tinerețea mea am venit în orașul vostru și m-am ocupat de negustorie, aducând mărfuri din țara mea. Fiind mereu pe drumuri, nu am apucat să-mi întemeiez o familie, așa că trăiesc singur, în casa mea. Și împotriva tâlharilor care m-au încolțit adesea în drumurile mele, m-am folosit întotdeauna de minunatele învățăminte ale artei de a te apăra cu mâna goală. Fără arme, tehnică pe care am învățat-o încă de copil de la vestiții, călugări și Shaolin. În noaptea aceea stăteam singur și mă rugam în fața altarului pe care l-am în casă, aprinzând lumânări și bețișoare parfumate și ascultând clinchetul clopoțeilor mișcați de vânt. Când deodată m-am trezit cu un om căzând pe coșul căminului. Ha! Cine ești? Și ce cauți aici, tâlharule? Poftim! Ha! Primește învățătură de la neasemuiții Shaolin! Așa! Și acum ea spune, ce ai crezut tu că o să găsești în casa mea? Ai? Crezi că eu îmi țin averea la îndemâna oricui? Hai, spune, ce ai rămas așa, fără glas? Nu vrei să răspunzi, a? Pe Buda! Ia de aici, ha! Ascultați? Vai de mine! Da, omul acesta e mort! Mi se pare că eu l-am omorât, deși nu i-am dat lovituri menite să-i aducă moartea. Ce mă fac? Un om mort în casa mea? S-a terminat cu toată negustoria mea. Trebuie neapărat să scap de el și cât mai repede. Așa că luminăția ta, l-am târât afară pe ulița cea mai întunecată și l-am sprijinit de zidul unei case. Pe urmă a apărut acest om bâșbâind în întuneric și împiedicându-se de el, l-a prăvălit deasupra lui. Așa că nu el, ci eu l-am omorât pe cocoșat. Buddha mi-a poruncit să spun adevărul. Înțeleaptă și de cinste învățătura lui Buddha. Dar acum să auzim ce spun și ceilalți. Prea îndurătorule și luminat stăpâne, eu sunt Ezra, fiul lui Ezra, și am venit tocmai din Iudeea, aducând prețioasele învățături trebuincioase tămăduirii tuturor borilor de pe lume. În seara aceea, la lumina lumânării, citeam din vechile înscrisuri, căci în meseria noastră trebuie să citești tot timpul, ca să nu rămâi de rușine. S-au auzit niște ciocănituri în ușă și Sara, nevastă mea, s-a dus să vadă cine bate. Cinstite Ezra, vecinii noștri ți-au adus să-l vezi pe un prieten de-al lor care nu se simte bine. Poftește, te rog, să vezi de ce suferă, că doar sunt vecinii noștri. Și ce-i cu asta? Iar să lucrez pe veresie, numai că sunt vecinii noștri? Nu, că au plătit. Uite banii. Hei, atunci se schimbă treaba. Unde e acest om bolnav? L-au urcat pe scară și l-au sprijinit de ușa noastră. Păi atunci să-l băgăm în casă. Stai.
Fii atent, fii atent pe unde mergi. Pune-ți ochelari. Lasă, că acum trebuie să ne grăbim. Unde e? Că nu văd nimic pe întunericul ăsta. Uite-l acolo, uite-l acolo. Măi! Vai de mine, vai de mine și de mine. De-abia ce ai pățit, bărbat? Nimica, nimica. M-am împiedicat de omul nostru și am căzut cu el pe scări, treaptă cu treaptă. E, asta ne mai trebuia. Doar că mi-am rupt oasele. Ți-am zis să-ți iei ochelarii. Hai să vedem ce-i cu el. E, cu el nu-i bine deloc. Văd că nu răsuflă și că pulsul nu-i mai bate. Chiar dacă nu-mi vine să cred, sunt sigur că omul acesta e mort de binele. Vai de mine, vai de mine, ce nenorocire, ce nenorocire! Cum se poate așa ceva? Cred că într-o stogolire s-a lovit cu capul de trepte și asta i-a fost. Asta e o adevărată nenorocire, bărbate, bărbate! Trebuie să scăpăm de el! Cum adică să scăpăm de el? Cum adică? O să-l tragem în casă, apoi ne urcăm în pod și-l suim pe acoperiș. Acolo o să-i dăm drumul pe horul casei vecine și așa ne scăpăm de el. Dar cum o să facem una ca asta? Cum ți-a trecut ție așa ceva prin cap? Ia gândește-te tu puțin ce o să spună lumea. Dacă nu faci așa cum zic eu, spânzurătoarea te așteaptă. Îți dai seama, un om mort în casa noastră? Crezi că e glumă? Eu recunosc, întotdeauna tu ai fost mai înțeleaptă, dragă nevastă. Așa că, stăpâne, nu neguțătorul Hiling este vinovat de moartea măscăriciului. Eu sunt un om cinstit și nu pot lăsa ca un om nevinovat să moară în locul meu. Iahve acolo sus toate le privește și la urmă toate le cântărește. Nu l-a ascultat preamărite, stăpâne! Ezra nu cunoaște adevărul. Eu sunt vinovatul. Eu și soția mea, Safil, îl cunoaștem pe acest măscăriș cocoșat de multă vreme. Eu i-am croit întotdeauna haine pe măsura gheboșeniei sale. Și pentru că era un om neînchipuit de vesel, așa cum îl știe toată lumea, ne-am împrietenit, drept pentru care l-am invitat la masa noastră. Și am pus înainte tot ce am găsit mai bun și tot ce s-a priceput Safil să gătească mai bine. Și în timpul mesei ne-am veselit fără oprire, căci prietenul nostru spunea numai lucruri și întâmplări hazli. Ei, să fi văzut ce față avea acest om care se închipuia frumos! Ca un ceaun afumat din care curgeau zuri! Și când deschidea gura, putea mânca o banană pe de-a latul! Da, să-i fi văzut mireasa! Avea o față smuchinită și roșie ca un fund de maimuță bătrână. Că la sfârșit nimeni nu s-a apropiat să o pupe ca să nu se mă lipsească de la ea. Prietene, mai lasă de oneacă să respirăm. Și mai gustă câte ceva de ale mâncării. Că doar nu m-am străduit atâta ca la urmă să rămân cu bucatele pe masă. Asta e. M-ați văzut voi pe mine vreodată să las masa plină în urma mea? Stai să vă mai spun un secret. Știți voi care a fost norocul meu în viață? Cocoașa mea! Fără ea n-aș fi avut niciun haz! Vai, ce caracios e! Uite cum se preface că se neacă! Ești inegalabil!
Știam noi de ce te-am chemat la masă. Uite cum și-a trântit nasul farfurie. Prietene, hai să o lăsăm mai moale cu râsul ăsta. Haide, ridică-ți capul din farfurie să nu ți se facă rău. Dar ce are drăgă de nu se mai ridică? Gluma-i glumă, dar... Hai, prietene. Să știi că nu e bună. Ridică-i repede capul ca să respire. Nevastă, mă tem că a murit. Nu mai respiră. Aoleu! Să-l ducem repede la Ezra Tămăduitorul. Pe cine să mai ducem? Tu nu vezi că e mort? Cu siguranță că s-o fi necat cu vreun os de pește. Ce are a face? No, nu ne trebuie un mort în casă. Ia niște bani la tine și să-l ducem repede la vecin. S-o descurca el într-un fel dacă-l plătim. Așa că, mărite doamne, vinovatul sunt eu. La mine în casă a murit. Scutește-i pe ceilalți de această vină. O iau eu în seama mea. Așa că, prealuminate, cine-i de vină până la urmă? Ți-am spus eu, doamne, că zadic ăsta e un prost. Da, da. Ascultați judecata și hotărârea mea. Nimeni nu va fi spânzurat. Măscăriciul a murit pentru că s-a necat cu un os de pește. Să fie lăsați liberi toți oamenii aceștia. Ce părere ai, spătarule? Ai putea spune că s-a descurcat destul de bine omul nostru, nu? Da. Dar să știi că oricât ar fi el de ager la minte, tot n-a băgat de seamă nici el și nici vizirul nostru Giafar. Ce? Care este hazul acestei întâmplări. Și care e hazul acestei întâmplări, mărite stăpâne? Păi, murind, măscăriciul a făcut cea mai bună glumă din viața lui. Ah, păcat că prin hotărârea lui omul nostru a stricat-o. Cum spui tu, stăpâne, tu te pricepi cel mai bine la glume? Da. Să privim mai departe, din locul acesta unde stăm ascunși, să privim la ceea ce o să mai urmeze. Așa. Preluminate, cred că ar fi bine ca înainte de judecarea altor pricini să supun înțelepciunii tale unele probleme privind treburile de afară ale țării. Iată, sultanul Indiei a trimis un sol încărcat cu daruri ca să stabilim împreună un tratat de pace și de bună înțelegere. Aha. Neguțătorii noștri ar vrea să... Așteaptă puțin. Hei! Ce se întâmplă acolo? Ce e atâta zarvă? Nu-i nimic, stăpâne. Ca întotdeauna prostimea vine cu jalbele în proțap și cu rogojile aprinse pe cap. Să cerșească mine, amăriei tale, nu-i băga în seamă înălțimea ta. Astupă-ți urechile. Avem treburi mai importante de îndeplinit. Stai o clipă, vizirule. Stai o clipă. Cum adică? Ai vrea să mă compor și eu ca hoțul care a vrut să fure clopotul satului, dovedindu-se pe cât de lacom pe atât de prost? Care hoț și care clopot? Hoțul satului care s-a gândit să fure clopotul de la geamie. Băgând însă de seamă că e prea mare, a zis să-l spargă ca să-l ia în bucăți. A făcut rost de un ciocan, dar și-a dat seama că va face prea mare gălăgie. Atunci și-a stupat urechile cu ceară, crezând în prostia lui că dacă n-aude el, n-aude nimeni. Și tu ai vrea ca eu să fac la fel ca el? Cum să nu-i ascult ce au de spus? Nu sunt și ei supușii mei? Lăsați-i să se apropie! Gata, liniște! Liniște! Lasă-mă să zic! Oameni buni, care-i necazul? Mărite, prea luminate, prea înălțate, prea înțeleptule și prea îndurătorule sultan, venim în fața ta la judecată pentru că nu mai putem suferi nedreptățile pe care ni le fac slujbașii împărăției. Ne bat și ne asupresc, ne iau avutul și femeile, ne scot afară din case fără milă, de-am rămas singur pe drumuri, ca niște milogi.
căci noi nu câștigăm nici a patra parte din birul care ni se cere. Îndură-te, măritule, și fie-ți milă de noi! Fă ceva, pentru că nu mai e de trăit pe lumea asta. Vizirule, e adevărat ce spun oamenii aceștia? Păi birul se pune egal pe toată lumea și dacă ei nu plătesc slujbașii, trebuie să-i silească, stăpâne milostiv. Dar tu știi cum e să fii în pielea lor? Ei bine, eu știu. Așa că voi judeca și voi da poruncă. Săracii să fie iertați de datoriile lor de până acum. Birul să se pună doar pe o parte din câștigul lor și nu după socotelile stăpânirii. Și birul pe tot omul să fie redus la jumătate! E bine, oameni buni! Gata, gata! Gata, oameni buni! Vezi, vizirule? Și pentru că veni vorba de slujba și stăpânirii, vizirule, am văzut printre hârtiile din cancelarie unele care au sosit chiar de la tine, prin care cereai îngăduința de a schimba o rânduire a slujbelor pentru a putea scăpa de hoți, de asupritori și de cei care iau peșcheșuri și sărăcesc astfel visteria. Da, stăpâne. Am judecat și dau poruncă. De mâine să te apuci și să duci la bun sfârșit treaba asta așa cum te-ai gândit. Mai mult, ia spune, e adevărat ce stă scris în plângerea trimisă de marele spătar? Da, stăpâne. Soldații nu sunt mulțumiți cu lefurile lor și nu-și mai fac slujba cu tragere de inimă și se mai dedau și la arte furtișaguri și nevolnicii ca să se ajungă. Da, da, da. Bine, de mâine să li se dubleze lefurile. Țara asta are nevoie de o oaste tare la o adică. Prea bine, prea darnice, stăpâne. Dar de unde atâția bani? Din cheltuielile palatului, vizirule. Din cheltuielile palatului. După ce își termină treburile zilei, Amin, mulțumit de ceea ce făcuse, se lăsă dus în grădinile palatului, unde se înfruptă din bucatele și vinurile alese și se desfătă cu cântecele și dansurile cadânelor din harem. Apoi, obosit, merse la culcare. Prin sările palatului, toți forfăteau și șușoteau pe la colțuri, unii plângând, alții temându-se, iar alții chiar înspăimântându-se de ceea ce se petrecuse în acea zi sub ochii lor. Ce părere ai, mărite stăpâne? A? Vizirule, tu ce zici? S-a purtat de parcă ar fi fost sultan de când lumea, nu? Eu mă tem că lucrurile vor ieși prost. A încurcat toate orânduielile și socotelile împărăției. Nu știu dacă asta îl va înveseli pe stăpânul nostru. Ba da. De ce să nu mă înveselească? Păi l-ați văzut pe prostovanul ăsta cât de caragios a fost? A îndrăznit să-și bage nasul în treburi care nu-l priveau nici cum. Dar totul se va termina curând. În seara asta, la culcare, va bea din nou o cupă de vin adormitor. Și totul se va termina așa cum am plănuit. Ce, nu e glumă bună? Ce, nu v-a plăcut? Păi fii atent, că dacă nu v-a plăcut, înseamnă că nu aveți de fel simțul umorului și asta înseamnă că va trebui să vă schimb. păi, vedeți? Dacă sărmanul om... Luminate, stăpâne, ce veți face? Păi tocmai aici e poanta. Îl vom întoarce înapoi de unde l-am luat. Atunci să vezi surpriză. Eu mă cam îndoiesc că omului nostru îi va fi pe plac o asemenea surpriză. Ce-mi pasă mie de acest nenorocit? Mie mi-a plăcut gluma pe care i-am făcut-o și numai asta contează. Gata! În plus, el s-a bucurat pentru o zi de toată puterea mea. Și și-a făcut poftele așa cum a dorit, gata. E mai mult decât ar obține alții într-o viață întreagă, țineți minte. Dar fiți atenți. Distracția nu s-a terminat încă. Mâine vom merge să vedem ce va face la trezire. Când va trebui să se întoarcă cu picioarele pe pământ, la realitate. De-abia aștept să treacă noaptea asta.
Și într-adevăr, de îndată ce Amin fu adormit, străjile îl mutară pe același morman de gunoi din piața orașului. Pentru bietul Amin, trezirea a fost un adevărat calvar. Să treacă de la o bogăție și o putere nemăsurată la sărăcia lucii dinainte ar fi putut înnebuni pe oricine, nu numai pe un om simplu ca Amin. Hei, dar ce se întâmplă? Ce cu mine în piață? Cum de nu sunt în, în patul în care m-am culcat aseară? Nu, cred că visez. E un vis groaznic, bântuit de demoni. Doar eu sunt sultanul, sunt sultanul. Hei, oameni buni! Hei! Oameni buni, eu sunt sultanul vostru, nu mă recunoașteți? Omule, ce e cu tine? Duceți-mă imediat la palat! Sunt sultanul, am de dat porunci, am de judecat pricini, sunt sultanul! Visezi ori ai luat o razna? Am, oameni buni! Nu ți-e bine? Oameni buni! Lasă-l în pace, lasă-l în pace! Oameni buni! Nu vezi că bietul om e nebun? Ha? Auzi, hai să mergem! Oameni buni! Oameni buni! Ce zici, visirule? Nu e așa că e amuzat? A nebunit. Ce glumă bună. Cea mai bună glumă. Gata. Eu zic că pentru astăzi gata. Hai, ne ajunge. Hai, să mergem. Să mergem, mărite, să mergem. Răjeri, luați-l și legați-l pe nebunul acesta. Lăsați-mă în pace, lăsați-mă în pace. Lăsați-mă în pace, lăsați-mă, cum îndrăzniți? Eu sunt sultanul vostru. Sultanul vostru, voi sunteți doar niște demoni. Veniți să mă chinuiască. Duceți-l în temnița palatului. Lăsați-mă. În temniță timpul trecea greu pentru Amin. Nimeni nu vorbea cu el, deoarece toți îl credeau nebun. Adevărul era că pentru Amin totul devenea din ce în ce mai puțin real. Părea un vis. Gândurile îi se învălmășeau în cap și ajunsese să creadă el însuși că era nebun. Hei! Să vină careva! Vreau să vorbesc cu cineva! Hei! Atâta vreau! Să aud un glas de om! Chiar nu vrea nimeni să-mi vorbească! Hei! 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 Hei, aici, aici! Ce faci atât alarma? Slavă lui Allah! Spune-mi, omule, sunt treaz? Dorm? Totul e a Evia sau e numai un vis urât? Cine sunt eu? Eu sunt Amin sau sunt sultanul? Cine sunt eu? Vai de capul tău! Cheamă-l pe vizir sau pe marele spătar! Te-ai scrântit de tot! Ei mă cunosc și o să-mi dea drumul! Ei! Măi, omule, tu tot te mai crezi sultan? Hai, te rog, cheamă-i! Stai! Nu pleca! Măcar dă-mi o palmă! Să știu dacă sunt treaz sau nu. Pe Allah, spune ceva. Ce poți să vorbești cu un om nebun? Stai. S-a dus. Oare sunt cu adevărat nebun? S-au fi luat demonii mințile? Pe semne că da. Auzi, să mă cred eu, sultan, doar un nebun ar putea crede asta. Și totuși a fost atât de real, atât de real totul. Dar nici soarta și nici sultanul Avrașild nu sfârșiseră jocul cu el. Curând, sultanul se dechiză din nou și coborâ în temnița unde Amin dormea pe paie.
E, ia, hai, hai, prietene, hai, 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 trezește-te, hai, așa, așa, hai, că ar trebui să mănânci ceva. Ia uite, ia uite, ți-am adus aici de aleguri, ia, ia. Mulțumesc, dar nu-mi trebuie, nu mi-e foame. E, dacă nu ți-e foame, stai, rog-te, nu pleca, mai stai cu mine. Așa. Nimeni nu vrea să-mi vorbească, toți cred că sunt nebun. Și nu ești? Am fost, dar mi-a trecut. Aha. Mă credeam... Sultanul Abrașild. Da, am visat atâta timp că sunt sultan încât am crezut că e adevărat. Dar doar un nebun s-ar putea crede stăpânul lumii. Da. Auzi, ia, spune-mi, în visul tău erai mai bun decât sultanul? Da, dar doar în vis. Îți mulțumesc, omule bun, că ai vorbit cu mine, da. Și că am putut râde de visul acesta al meu. Auzi, nu uita, râsul este leacul pentru orice necaz. Poate vom mai sta de vorbă. Auzi, nebunul acela se crede vindecat. Chiar crede că a făcut lucruri mai bune decât mine, cât a fost sultan. Un nebun. Ia stai puțin, stai așa, o să-i mai dau o șansă. Acum? Acum, da. Ați văzut ce a pățit? Vreți să repetați gluma? Mai o glumă bună merită să fie repetată. Dar stăpâne, asta l-ar putea nebuni de tot. Măi, eu v-am spus de atâtea ori că începeți să mă enervați. Tu, viziule, uite-te la mine. Da. Spătare, unde uiți? La mine. Acolo, da. Așa. Ia uite ce privire aveți. Ce prost sunteți amândoi. Proștilor. Lipsiți de orice urmă de umor, proștilor ce sunteți. Așa e, stăpâne. Din păcate sunteți bolnavi fără lecuire. Aveți dreptate, stăpâne. Broșnilor! Suntem. Ei, iată, prietene Amin, că am venit din nou la tine. Oh. E, așa cum ți-am promis. Omule bun, da? Nici nu știu cum să-ți mulțumesc. Nu mulțumi mie. Ia zi-mi dacă știi ce zi e astăzi. E ziua sultanului. Bravo, așa e, vezi că știi, e ziua sultanului. Și acesta oferă tuturor supușilor săi câte un pahar de vin de ziua lui. Ți-am adus și ție să bei în sănătatea sultanului. Ah, face frumos, miroase. Trăiască sultanul Abrașild. Așa, mai bea. Bea. Cum e? Ce bun e a bun, fost. E bun, bea, Stai, omule bun, că acum mi s-a făcut somn. Tocmai acum, bea. Da, n-am mai băut de mult. Chiar trebuie să dorm, chiar. Dorm, prietene, dorm. Gata, a adormit. Și astfel, tortura lui Amin a continuat. După ce a dormit, străjerii l-au readus în palat, unde a fost din nou îmbrăcat și culcat în patul sultanului. Dimineața, când s-a trezit, s-a frecat îndelung la ochi. Hei, ce cum e? Nu, iar am înnebunit. Nu, pe ala, nu mai vreau! Nu mai vreau! Ei, oameni buni! Salvați-mă! Oameni buni, salvați-mă! Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, mărite sultan? Nu sunt sultan! Sunt Amin! Sunt într-o celulă, sunt nebun! Hei! Liniștește-te, stăpâne! Ai visat urât, iar ai avut un coșmar. Nu, stai puțin! Care e visul și care e realitatea? Ăsta e visul sau... celălalt a fost! Care e? O să-l chem îndată pe doftorul palatului. Stați! Cine râde? Ăștia sunt demonii care râd de mine! Demonii care m-au adus prin aer!
Demonii râd de mine! Dați-mi sabia să mă lupt cu ei! Unde vă ascundeți? De unde vine râsul ăsta? Aha! De după perdeaua asta! Dacă e așa, atunci pieriți demonilor! Ce glumă bună! Pe Allah, Amin a leșinat, iar sultanul nostru este mort! A murit de râs. Ar fi trebuit să știe. O glumă bună nu se spune de două ori. Partea bună e că s-a terminat cu glumele. Privește! A murit cu zâmbetul pe buze. Ce ne facem acum? Cine îl va moșteni? Nu are urmași. Păi tocmai. Nobilii se vor lupta între ei. Mă tem că va fi un adevărat război civil dacă nu facem ceva. Păi, să facem, da. Ce anume să facem? Nu ne-a poruncit nou sultanul Abrașild să-l considerăm pe Amin drept sultan? Ba da, da, numai pentru o zi. Numai noi știm asta, nu și ceilalți. O să spunem că sultanul Abrașild a plecat în pelerinaj. La Meca. La Meca. Și că l-a rugat pe prietenul lui. Păi cam acesta și e adevărul. Păi, nu? Într-un fel. Adevărat sau nu, lucrul trebuie să fie credibil. Da. Asta contează. Stăpâne, da. Doctorul va veni să vă vadă mai târziu. Da? Ați fost bolnav. Am fost bolnav? Da, 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 da. Și acum nu mai sunt? Nu, gata. Dar mortul acesta cine e? Acesta? Era bufonul palatului. Și ce-a pățit? L-a omorât ultima lui glumă. Exact. Cum? Exact. Dar ce e? De ce râdeți? Pentru... Și aveți oameni buni. Pentru că o viață întreagă ne-a învinuit pe noi că nu suntem în stare să înțelegem glumele. Da? Da, eu cred că această ultimă glumă a fost cea mai reușită din viața sa. Și el care zicea de noi că n-avem simțul umorului. Și astfel, Amin a devenit cel mai iubit sultan din istorie. Iar Abrașild a fost pur și simplu dat uitării. Ați ascultat Sultan pentru o zi. Scenariu de Costin David după un basm din O mie și una de nopți. Adaptarea radiofonică Mihai Lungeanu. Distribuția a fost următoarea. Povestitorul Constantin Codrescu. Sultanul Virgil Ogășanu. Vizirul Jafar Alexandru Bindea. Spătarul Mihai Bisericanu. Amin Cristian Iacob. Bătrânul Dan Condurache. Emirul Mihai din Vale. Fata Adina Lucaciu. Vizirul Daniel Badale. Healing Ionuț Chivu. Fasil Dani Popescu. Safil Ada Navrot. Ezra Ștefan Velniciuc. Sara Janin Stavarache. Măscăriciul Petre Lupu. Cadiul Mircea Constantinescu. Bărbierul Cristi Dionise. Paznicul Orodel Olaru. Straja Nicu Banea. Negustorul de fructe Iulian Cuza. Băcanul Iulian Burciu. Bragagiul Ciprian Chiricheș. Un supus Rareș Zimbran. O trecătoare Violeta Berbiuc. Un trecător Ion Arcudeanu. Redactor Irina Soare. Regia de studio Renata Rusu.
Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, Mihnea Chelaru. Regia artistică, Mihai Lungeanu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2018.